În cadrul festivalului George Enescu, mâine, dar și în data de 14 septembrie, iubitorii de muzică clasică vor fi încântați cu două concerte în stil baroc. Sempre Vivaldi și recitalul Rameau Le Musicien de Roa vor aduce în actualitate prospețimea muzicii vivaldiene și atmosfera rafinată a saloanelor franceze din perioada lui Ludovic al XIV-lea. Cele două concerte programate în cadrul Festivalului Internațional George Enescu vor avea loc pe scena Teatrului Național București și la sufrageria regală a Muzeului Național de Artă al României. Mâine seară, începând cu ora 19 în sala radio a Teatrului Național București, publicul va fi încântat cu un concert de muzică barocă susținut de ansamblul Sempre. Într-o formulă camerală, șapte instrumentiști și o voce înaltă vor aduce în atenția publicului opere celebre ale compozitorului Antonio Vivaldi. În periplul vivaldian propus se regăsesc genuri consacrate în epoca barocului muzical, precum Concerto Grosso sau Uvertura. Cel de-al doilea concert, Rameau, Le Musicien de Roi, va avea loc în data de 14 septembrie de la ora 19 și va fi susținut de Raluca Ene. Artista este absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, secția Pedagogie Instrumentală Pian și Interpretare Clavecin. Va fi un concert solo în armonie cu instrumentul prețios al saloanelor regești din Franța secolului al XVIII-lea, clavecinul. Este o sărbătorire a lui Vivaldi, poate cel mai solar și mai luminos compozitor al barocului muzical. Un concert susținut de ansamblul de muzică barocă Sempre, un ansamblu din București, care e onorat să se afle pe scena Festivalului Enescu și să propună publicului uh, meloman acest spectacol. Pe cel de-al concert este o evocare a unui personaj uh, foarte, foarte interesant care a marcat uh, barocul muzical francez târziu, Jean-Philippe Rameau. Poate veni absolut orice public. Noi avem de obicei un public tânăr, iar sloganul nostru este Descoperă noutatea muzicii vechi. Ne străduim să programăm concerte care să fie adecvate pentru un astfel de public. Nu trebuie să fii neapărat un conesor pentru a te bucura de muzica lui Vivaldi. E suficient să te bucuri de muzică. Muzica bună e pur și simplu muzică bună. Biletele la cele două concerte din cadrul Festivalului Internațional George Enescu pot fi achiziționate încă de pe site-ul eventim.ro.